Revista VIP Magazine a premiat cei mai de succes oameni ai anului 2015. Printre cei care au înregistrat reușite în activitate se numără și Cristian Moraf, directorul general al rețelei de magazine Linela, care s-a ales cu trofeul Omul Anului 2015 la categoria Management. Vreau să mulțumesc Linelei, echipei mele care m-a ajutat, noi am ajuns împreună. Și vreau să spun foarte clar, Linela este Moldova. Deși succesul unei companii depinde de cel care o administrează, Cristian Moraf spune că reușitele sunt datorate întregei echipe Linela și nu doar lui însuși. A fost o mare surpriză, trebuie să recunosc, pentru că sunt foarte mulți și foarte buni aici. Îi mulțumesc companiei, îi mulțumesc oamenilor mei și acest premiu îl vom avea și vom ține în cinste, pentru că este premiul nostru, nu este meu. De asemenea, Cristian Moraf spune că secretul unui bun manager constă în omenie. Eu personal întotdeauna am încercat să lucrez cu oamenii și întotdeauna am înțeles oamenii și împreună cu oamenii mei am reușit să fac ceva. Drumul pe care l-am avut până aici, ca și toate drumurile când ai un țel, nu a fost ușor. Dar datorită țării, datorită și în primul rând, să nu uităm, datorită clienților noștri și consumatorilor noștri care au înțeles eforturile pe care le facem noi, am reușit să ajungem unde suntem. Prioritățile mele sunt foarte clare și ale companiei, să menținem unde am ajuns. Primul magazin Linela a fost deschis în 2001. De atunci, numărul supermarketurilor a ajuns aproape la 70 în toată țara, iar numărul de angajați la peste 2000, fiind cea mai mare rețea de magazine din Moldova. Misiunea companiei este să contribuie la dezvoltarea social-economică a țării. Linela, suntem mai buni!